Un bloc din centrul Galațiului afectat de o explozie care s-a produs în urmă cu 2 ani va fi reabilitat cu fonduri europene. Primarul orașului a făcut anunțul pe contul său de Facebook. Așa cum am promis, am făcut tot ce a ținut de noi și astfel blocul N6 va fi consolidat și renovat cu fonduri europene. Asociația a venit în parteneriat cu primăria și astfel lucrările vor fi derulate cu finanțare prin PNRR. Valoarea totală a contractului semnat deja este de 9,3 milioane de lei, a scris primarul Galațiului Ionuț Pucheanu. Primarul Sucevei Ion Lungu a explicat că va încerca la rândul său să obțină finanțare europeană pentru reabilitarea blocului din Burdujeni afectat de explozie în decembrie 2022. Până atunci, municipalitatea finanțează expertiza blocului pentru a stabili dacă deflagrația a afectat structura de rezistență a imobilului. În sfârșit, după lungi discuții și intervenții, am încheiat, urmează chiar un contract, am negociat un contract cu un expert, domnul profesor Plătică de la Iași, care este renumit pentru expertizele care le face în ceea ce privește blocul care a explodat. Da, nimeni nu vrea să facă această expertiză pe românește, sunt 2-3 evaluatori la nivel național, domnul Plătică este singur cam la nivel de Moldova, care a făcut expertize de acest gen, e o responsabilitate foarte mare. A fost ieri la Suceava în sfârșit, după 2 luni de discuție, este foarte prins, foarte ocupat, dar îi mulțumim că a venit, am convenit că pentru suma de 35.000 de lei, în termen de 60 de zile, dumnealui să dea un verdict dacă se mai poate repara, dacă se mai pot pune în funcțiune acele blocul sau scara, în primul rând, care a explodat de acolo. Sigur că, funcție de ce se întâmplă din expertiză, mai departe, dacă rezultă din expertiză că blocul se poate repara, se poate consolida din nou, noi vom adresa la guvern cu un sprijin guvernamental, acolo sigur fiind și o sumă destul de importantă de bani. Doi, este un bloc privat, nu este de domeniul public. Noi, primăria, am făcut tot ce am putut, așa cum știți, am plătit chiriile și utilitățile prin ani de zile înainte. Acum facem banii primăriei această expertiză. Domnul profesor, bine, am forțat eu la că lucruri, posibil să o dați și în 45 de zile, dar ca, mă rog, precauție am pus în contract termenul de 60 de zile, pentru că este un lucru foarte important, serios, o responsabilitate foarte mare. Explozia s-a produs pe 5 decembrie 2022 într-un bloc de locuințe din cartierul Burdujeni. În urma deflagrației au fost afectate 16 apartamente. 5 persoane au ajuns la spital și, din păcate, una dintre victime a decedat. Suflul exploziei a făcut pur și simplu o gaură în peretele blocului și, cel mai probabil, a afectat structura de rezistență a construcției. După explozie, blocul afectat a fost sigilat de autorități, iar proprietarii apartamentelor au fost nevoiți să-și găsească alte locuințe.